Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înșine. De Liz Burbo. Capitolul 2. Respingerea. Haideți să vedem împreună ce înseamnă cuvântul respingere sau a respinge. Dicționarul dă mai multe definiții. A expulza, a îndepărta, refuzând ceva, a împinge, intoleranță, a nu admite ceva, a evacua. Mai multor persoane le este greu să facă diferența între respingere și abandon. A abandona pe cineva înseamnă a te îndepărta de el pentru altceva sau pentru altcineva, în timp ce a respinge pe cineva înseamnă a-l înlătura, a nu vrea să-l ai lângă tine sau în viața ta. Cel care respinge folosește expresia nu vreau, în timp ce cel care abandonează spune mai degrabă nu pot. Respingerea este o rană foarte profundă, deoarece cel care suferă din cauza ei se simte respins în ființa lui și mai ales în dreptul său de a exista. Dintre cele cinci răni, este prima care se manifestă, apare foarte devreme în viața unei persoane. Sufletul care se întoarce pe pământ pentru a vindeca acea rană trăiește în respingere încă de la naștere, iar uneori chiar înainte de naștere. Să luăm exemplul copilului nedorit, cel care ajunge, cum se spune, prin accident. Dacă sufletul acelui bebeluș nu a rezolvat sentimentul de respingere, adică dacă nu a reușit să fie bine, să rămână el însuși în ciuda respingerii, bebelușul va trăi sigur o rană de respingere. Un exemplu elocvent este cel al noului născut, care nu este de sexul dorit de părinți. Există, bineînțeles, și alte motive pentru care un părinte respinge un copil, dar ceea ce este important aici constă în conștientizarea faptului că doar sufletele ce au nevoie să trăiască această experiență vor fi atrase spre părinți care își resping copilul. Se întâmplă adesea ca părintele să nu aibă intenția de a-și respinge copilul, dar acesta se simte respins în orice circunstanță, în urma unui reproș sau din cauza nerăbdării sau a furiei unuia dintre părinți. Atâta timp cât nu este vindecată, o rană se poate reactiva foarte ușor. Persoana care se simte respinsă nu este obiectivă. Ea interpretează incidentele prin filtrul rănii sale și se simte respinsă chiar și atunci când nu este. Din momentul în care bebelușul începe să se simtă respins, începe să-și creeze o mască de fugar. Datorită numeroaselor regresii în stare fetală la care am asistat, am observat că persoana care avea o rană de respingere se vedea ca fiind foarte mică în pântecele mamei, unde ocupa foarte puțin loc și era adesea întuneric. Acest lucru mi-a confirmat ideea că această mască a fugarului poate să înceapă să fie conturată încă înainte de a se naște. Vă atrag atenția că, începând de acum până la sfârșitul cărții, voi folosi termenul de fugar pentru a desemna persoana care suferă de o rană de respingere. Această mască a fugarului este noua personalitate, caracterul dezvoltat pentru a evita suferința provocată de rana de respingere. Această mască se poate recunoaște în înfățișarea fizică, într-un corp fugar, adică un corp sau o parte a corpului care pare că vrea să dispară. Corpul este îngust și contractat, ceea ce îl face să poată să dispară mai ușor sau să nu fie prea prezent sau prea vizibil într-un grup. Este un corp care nu vrea să ocupe prea mult spațiu, imaginea fugarului care va încerca toată viața să nu folosească prea mult spațiu. Atunci când avem impresia că aproape nu există carne pe oase, că pielea pare lipită de oase, putem să spunem că acea rană de respingere este încă foarte mare.
Fugarul este o persoană care se îndoiește de dreptul ei de existență și care lasă impresia că nu s-a încarnat în totalitate. Acest lucru explică aparența unui corp adesea fragmentat, incomplet, din care parcă ar lipsi o bucată sau senzația că părțile corpului nu se potrivesc. De exemplu, partea dreaptă a corpului sau a feței poate fi foarte diferită de partea stângă. Sunt lucruri care se văd foarte ușor, cu ochiul liber. Deci, nu va fi necesar să măsurăm pentru a vedea că cele două părți nu sunt la fel. Amintiți-vă că se întâmplă foarte rar să întâlnim pe cineva care să aibă cele două părți identice. Un corp fragmentat, incomplet, înseamnă o parte a corpului în care ai impresia că lipsește o bucată, de exemplu, fesele, sânii, bărbia, gleznele mult mai subțiri decât pulpele, sau o adâncitură în zona spatelui, a pieptului, a pântecelui. De asemenea, ideea de corp fragmentat se poate manifesta și prin non-concordanță dintre partea superioară și partea inferioară a corpului. Se poate spune că un corp este contractat atunci când avem impresia că acea persoană se pliază în ea însăși. Umerii îi sunt aplicați înainte, iar brațele sunt adesea lipite de corp. Există de asemenea impresia că a fost un blocaj în creșterea corpului sau a unora dintre părțile lui, ca și cum una dintre părți nu ar avea aceeași vârstă ca restul corpului sau dacă trupul este complet contractat, avem impresia că vedem un adult într-un corp de copil. Când vezi pe cineva cu un corp diform, care îți stârnește milă, poți să deduci de asemenea că acea persoană suferă de o rană de respingere. De altfel, sufletul a ales deja acest gen de corp înainte de a se naște, cu scopul de a ajunge apoi într-o situație potrivită pentru a depăși acea rană. Fața și ochii fugarului sunt mici. Ochii par goi, deoarece cel care suferă de această rană are tendința de a fugi în lumea lui și de a fi pe lună, în astral. Privirea lui este adesea plină de teamă. Privind chipul unui fugar, se poate întâmpla să avem impresia că vedem o mască, mai ales în jurul ochilor foarte încercănați. Chiar și el poate avea impresia că vede totul printr-o mască. Unele persoane mi-au spus că acea impresie poate să dureze o zi întreagă, în timp ce pentru altele poate dura câteva minute. Este o modalitate de a nu fi prezent cu adevărat la ceea ce se întâmplă pentru a evita suferința, indiferent pe ce durată de timp. Atunci când cineva are toate caracteristicile prezentate mai sus, rana sa de respingere este mult mai importantă decât dacă nu ar avea, de exemplu, decât ochii fugarului. Atunci când corpul cuiva indică aproximativ 50% din caracteristicile fizice proprii fugarului, putem crede că acea persoană își poartă masca pentru a se proteja de rana de respingere în 50% din timp. Acesta ar fi cazul, de exemplu, al unei persoane cu un corp destul de gros și cu glezne foarte mici. O singură parte a corpului ce corespunde caracteristicilor fugarului arată că rana de respingere este mai puțin importantă. A purta o mască înseamnă a nu mai fi tu însuți. Adoptăm o atitudine diferită încă de mici, crezând că aceasta ne va proteja. Prima reacție a unei persoane care se simte respinsă este aceea de a fugi. Copilul pe cale să-și creeze o mască de fugar atunci când se simte respins este genul de copil care va trăi adesea în lumea lui imaginară. Lucru care explică de ce acest gen de copil este de obicei cu minte și liniștit, nu creează probleme și nu face mult zgomot. El se amuză singur, în lumea lui imaginară și construiește castele de nisip. Poate chiar să creadă că părinții lui au greșit bebelușul la maternitate
sau că nu ei sunt părinții lui adevărați. Este genul de copil care inventează diferite motive pentru a fugi de acasă, unul dintre acestea fiind dorința lui mare de a merge la școală. În schimb, odată ajuns acasă, mai ales când se simte respins sau se respinge el însuși, se retrage pe lună, plecat în lumea lui. O doamnă mi-a povestit chiar că se simțea ca o turistă la școală. Acest gen de copil vrea ca ceilalți să-și dea seama de existența lui, chiar dacă nu crede prea mult în dreptul lui de a exista. De exemplu, mă gândesc la o fetiță care se ascunsese în spatele mobilei în momentul în care părinții ei aveau invitați acasă. Când ei și-au dat seama că fetița nu mai era acolo, au început toți să o caute. Iar ea nu a ieșit din ascunzătoare, știind că toți erau din ce în ce mai îngrijorați. Ea spunea, vreau ca ei să mă găsească, vreau ca ei să-și dea seama că exist. Se vede din acest exemplu că fetița credea atât de puțin în dreptul ei de a exista, încât trebuia să creeze situații în care să-și poată demonstra acest drept. Cum adesea este vorba despre un copil al cărui corp rămâne mai mic decât cel normal, de multe ori seamănă cu o păpușă, cu o ființă foarte fragilă. De aceea, reacția mamei unui astfel de copil este adesea aceea de a-l supraproteja. Copilului îi se spune des că este prea mic să facă cutare sau cutare lucru. Copilul ajunge să creadă acest lucru, în așa fel încât corpul lui rămâne mic. Pentru el, a fi iubit devine deci a fi sufocat. Mai târziu, reacția lui va fi de respingere sau de a fugi când îl va iubi cineva, pentru că îi va fi din nou teamă de a nu fi sufocat. Un copil supraprotejat se simte respins deoarece nu este acceptat pentru ceea ce este el. Pentru a încerca să compenseze faptul că este mic, ceilalți vor să facă și să gândească totul în locul lui și, în loc să se simtă iubit în condițiile date, copilul se va simți respins în propriile sale calități. Fugarul preferă să nu se atașeze de lucrurile materiale, căci acestea l-ar putea împiedica să fugă atunci când dorește. E ca și cum ar privi de undeva de sus tot ceea ce este material, se întreabă ce anume caută pe această lume și este greu să creadă că va putea fi fericit aici. În schimb, îl atrage tot ce ține de spirit, precum și domeniile intelectuale. Nu folosește des lucrurile materiale pentru plăcere, deoarece le consideră superficiale. O tânără îmi spunea că nu îi face nicio plăcere să facă cumpărături. O făcea doar pentru a se simți vie. Fugarul recunoaște că banii sunt necesari, dar că nu îl fac fericit. Detașarea aceasta de lumea materială îi produce dificultăți în viața sexuală. Poate ajunge să creadă că sexualitatea interferează cu spiritualitatea. Mai multe femei de tipul fugarului mi-au spus că ele credeau că sexul nu era ceva spiritual, mai ales după ce au devenit mame. Când erau însărcinate, se întâmpla ca soțul lor să refuze să facă dragoste pe parcursul întregii perioade de sarcină. Persoanele de genul fugarului au dificultăți în a accepta că pot avea nevoi legate de sexualitate, la fel ca orice ființă umană normală. Își atrag situații în care sunt respinse în plan sexual de către un partener sau se privează singure de sexualitate. Rana de respingere este trăită în raport cu părintele de același sex. Dacă te recunoști în descrierea unei persoane care se simte respinsă, acest lucru înseamnă că ai trăit acea respingere cu părintele de același sex. Acest părinte este cel care a contribuit la activitatea rănii deja existente. Este deci firesc și uman să nu-l acceptăm și să avem resentimente împotriva lui, mergând până la a-l urî. Părintele de același sex
are rolul de a ne învăța să iubim, să ne iubim și să dăruim iubire. Părintele de sex opus ne învață să ne lăsăm iubiți și să primim iubirea. Neacceptându-l pe acest părinte, este normal că ne-am hotărât să nu-l considerăm drept model. Dacă constați că ai această rană, această non-acceptare poate explica dificultățile pe care le ai în a te accepta și a te iubi, fiind de același sex cu părintele respectiv. Fugarul se crede nul, fără valoare. Din acest motiv, va încerca prin orice mijloace să fie perfect pentru a se valoriza în ochii lui și în ochii celorlalți. Cuvântul nul este foarte des prezent în vocabularul său atunci când vorbește despre el însuși sau despre ceilalți. De exemplu, o să-l auzim spunând: șeful meu îmi spunea că nu sunt bun de nimic, deci am plecat de acolo. Mama nu știe să facă nimic din tot ceea ce ține de treburile casnice. Tata a fost întotdeauna nemernic cu mama mea, așa cum se poartă soțul meu cu mine. Nu o condamnă pentru faptul că a plecat. În Quebec se folosește cuvântul nimic în același sens ca și cuvântul nul. De exemplu, știu că nu valorez nimic și că ceilalți sunt mai interesanți decât mine. Nu contează ce fac eu. Asta nu duce la nimic. Întotdeauna o iau de la capăt. Fă ce vrei, nu înseamnă nimic pentru mine. În timpul unui atelier, un bărbat spunea că se simțea nul și bun de nimic în fața tatălui său. Spunea: când îmi vorbește, mă simt strivit și sufocat și nu mă gândesc decât să fug, căci în fața lui îmi pierd controlul. Simpla lui prezență mă sperie. O doamnă mi-a povestit că la vârsta de 16 ani luase hotărârea ca mama ei să nu mai reprezinte nimic pentru ea în momentul în care mama ei i-a spus că poate să dispară pentru totdeauna, poate chiar să moară. Acest lucru i-ar conveni. Din acel moment a întrerupt complet orice relație cu mama ei. Este interesant de remarcat faptul că cel care încurajează plecarea unui copil ce se simte respins este de obicei părintele de același sex. O situație despre care mi s-a vorbit des este cea în care copilul care vrea să plece de acasă îi se spune de către părinte: pleacă, e o idee foarte bună, noi vom fi liberi. Atunci, copilul se simte și mai respins și va fi tot mai resentimentar față de părinte. Acest gen de situații se întâmplă cu un părinte care are și el, la rândul lui, o rană de respingere. El încurajează fuga deoarece este vorba despre un mijloc familiar, chiar dacă nu este conștient de asta. Un alt cuvânt care face parte din vocabularul fugarului este cuvântul inexistent. De exemplu, la întrebarea: cum este viața ta sexuală sau cum sunt relațiile cu o anume persoană, un fugar va răspunde inexistente, în timp ce majoritatea oamenilor a spune pur și simplu că nu este bine. De asemenea, folosește cuvântul a dispărea. Va spune, de exemplu: tata o făcea pe mama târfă și eu voiam să dispară în momentele acelea. Sau: îmi doream ca părinții mei să dispară. Fugarul caută singurătatea, deoarece dacă ar primi mai multă atenție, i-ar fi frică că nu ar ști ce să facă cu ea. E ca și cum existența ar fi prea mult pentru el. În familie sau în orice alt grup se șterge. Crede că trebuie să treacă printr-o mulțime de situații neplăcute, ca și cum nu ar avea dreptul să riposteze. Oricum, nu vede ce altceva ar putea face. Să luăm exemplu unei fetițe care îi cere mamei ei să o ajute cu teme și căreia îi se răspunde: du-te la tatăl tău, nu vezi că eu sunt prea ocupată iar el nu are nimic de făcut? Simțindu-se respinsă, prima reacție a fetiței este să-și spună: asta e, nu sunt destul de drăguță, de aceea nu vrea mama să mă ajute, și va găsi un loc în care să stea singură. Fugarul
Are în general foarte puțin prieteni la școală, iar mai târziu la servici. Este considerat solitar și e lăsat singur. Cu cât se izolează mai mult, cu atât va părea mai invizibil. Intră într-un cerc vicios. Își pune masca de fugar atunci când se simte respins pentru a nu suferi. Devine atât de șters încât ceilalți nu-l mai văd. Devine din ce în ce mai singur și astfel își găsește un motiv pentru a se simți respins. Situația pe care vreau să vă povestesc s-a întâmplat de multe ori la sfârșitul atelierilor mele, când fiecare împărtășea cum anume l-au ajutat cursurile. Am fost foarte surprinsă în momentul în care am constatat prezența în sală a unei persoane pe care nu o remarcasem în timpul celor 2 zile de stagiu. M-am întrebat, dar unde a fost oare în zilele astea? Imediat după aceea mi-am dat seama că avea înfățișarea unui fugar și că s-a descurcat în așa fel încât să nu vorbească, să nu pună întrebări pe durata atelierului și s-a așezat în spatele celorlalți astfel încât să nu fie prea mult văzută. Când le atrag atenția acestor persoane că au fost aproape invizibile, ele îmi răspund aproape invariabil. Nu aveam nimic interesant de spus, de aceea nu am vorbit. De fapt, fugarul vorbește puțin în general. Dacă începe să vorbească mai mult, o face pentru a pune în valoare, iar cuvintele lui pot părea orgolioase în ochii celorlalți. Fugarul dezvoltă adesea afecțiuni ale pielii pentru a nu fi atins, pielea fiind un organ de contact, aspectul ei poate atrage sau respinge o altă persoană. O afecțiune a pielii poate fi un mijloc inconștient de a nu fi atins, mai ales în locul în care este afectat. De mai multe ori, mi s-a spus de către astfel de persoane, am impresia că atunci când sunt atins, sunt scos din carapacea mea. Rana de respingere îl face pe cel care o poartă să creadă că dacă trăiește în lumea lui, nu va mai suferi, deoarece nu se va respinge pe sine și nu va fi respins de ceilalți. De aceea îi se întâmplă des, când este într-un grup, să nu vrea să participe și să se facă invizibil, se retrage în carapacea lui. În acest fel, fugarul poate pleca ușor în astral. Din nefericire, este adesea inconștient de acest lucru. Poate chiar să creadă că este un fenomen normal și că și ceilalți sunt pe lună, la fel ca el. Adesea are ideile împrăștiate. De multe ori îl auzim spunând, am nevoie să mă adun. Are impresia că este sfărâmat în bucățele. Iar această senzație este prezentă mai ales la cei al căror corp are o înfățișare disperată. Am auzit astfel de fugari spunând, mă simt tăiat în bucăți de ceilalți, e ca și cum nu aș fi acolo. Există chiar persoane care mi-au spus că au impresia clară de a avea o separare în dreptul taliei, între partea superioară și cea inferioară, ca și cum talia ar fi strânsă de un fir invizibil. Am cunoscut o doamnă care simțea un astfel de fir invizibil în zona de sub sâni. După ce a practicat tehnica de abandon pe care o predau într-unul din atelierele mele, a simțit cum partea superioară și cea inferioară a corpului se reunesc și este foarte surprinsă de noua senzație. Acest lucru a făcut-o să conștientizeze faptul că nu se mai găsea cu adevărat în corpul ei, încă din timpul copilăriei. Nu cunoscuse ce înseamnă a fi cu picioarele pe pământ. Am remarcat în timpul atelierelor mele, mai ales în cazul femeilor fugare, că acestea au tendința de a se așeza picior peste picior. Preferința lor este de a sta pe jos. Nemai având picioarele pe pământ, pot să evadeze mai ușor. Faptul că au plătit pentru a participa la curs indică că o parte din ele vrea să fie acolo, chiar dacă le este greu să se integreze. Le spun că pot să aleagă să plece în astral, să piardă ceea ce se întâmplă sau pot să rămână conectate la locul unde se află și să fie prezente la ceea ce se întâmplă.
Cum am spus mai înainte, fugarul nu s-a simțit acceptat și primit de către părintele său de același sex. Acest lucru nu înseamnă neapărat că acel părinte l-a respins. El însuși este cel care s-a simțit respins. Același suflet s-ar fi putut întoarce cu o rană de umilire și s-ar fi simțit umilit cu aceiași părinți și cu aceeași atitudine. Din contră, este de la sine înțeles că fugarul își atrage mai multe experiențe de respingere decât oricare altă persoană, ca un frate sau o soră care nu are acea rană. Persoana care suferă de respingere caută mereu iubirea părintelui de același sex, cu ea, fie în relația cu acel părinte, fie transformându-și căutarea la alte persoane de același sex. Crede că nu va fi o persoană completă atâta timp cât nu va obține iubirea acelui părinte. Este foarte sensibilă la cea mai mică mustrare primită de la acel părinte și se simte foarte ușor respinsă. Va ajunge la ranchiună, chiar la ură, atât este de puternică suferința. Amintiți-vă faptul că este nevoie de foarte multă iubire pentru a urâ. E vorba despre o mare iubire dezamăgită care se transformă în ură. Rana de respingere este atât de profundă încât fugarul este, dintre cele 5 caractere, cel mai predispus la ură. El poate să treacă cu ușurință de la faza de mare iubire la mare ură, lucru care indică marea lui suferință interioară. În cazul părintelui de același sex cu el, fugarului îi este teamă mai degrabă să nu-l respingă el însuși. În consecință, este foarte reținut în ceea ce face și ce spune în fața acestuia. Nu poate el însuși din cauza rănii pe care o are. Are o serie de tactici pentru a nu-l respinge pe acel părinte deoarece nu vrea să fie acuzat de a fi respins pe altcineva. În cazul părinților de același sex, în realitate fugarul ar vrea ca ei să fie cei care fac în așa fel încât el să nu se simtă respins. De fapt, nu vrea să vadă odată în plus că rana sa nevindecată îi provoacă sentimentul de respingere și că acest lucru nu are legătură cu acel părinte. Dacă trăiește o experiență de respingere cu părintele sau o altă persoană de sex opus, se acuză pe sine pentru acea situație și se autorespinge spunând că din cauza lui a fost respins de către celălalt. Dacă îți recunoști rana de respingere, este important să accepți faptul că chiar dacă părintele tău te respinge cu adevărat, acest lucru se întâmplă datorită faptului că rana ta nu a fost vindecată, iar tu atragi astfel de acest gen de părinte sau de situație. Dacă vei continua să crezi că tot ceea ce ți se întâmplă este din vina celorlalți, rana nu va putea fi vindecată. Drept consecință a reacției față de părinții tăi, te simți respins de persoanele de același sex și îți este teamă să nu respingi persoanele de sex opus. Dat fiind că îți este frică să nu respingi, să nu te surprindă dacă chiar o vei face. Vă reamintesc faptul că cu cât alimentăm mai mult o teamă, cu atât aceasta se va concretiza mai repede. Cu cât este mai puternică rana de respingere la o persoană, cu atât acea persoană își va atrage mai multe situații în care va fi respinsă de către altcineva. Fugarul, cu cât se respinge mai mult pe sine, cu atât îi va fi mai frică să nu fie respins de ceilalți. Se devalorizează tot timpul. Adesea, se compară cu alții mai buni decât el, lucru care îl face să creadă că el este mai puțin decât ceilalți. Nu poate vedea faptul că este mai bun decât alții în anumite domenii. Îi este greu chiar și să creadă că ceilalți îl poate alege ca prieten, ca partener, sau că oamenii pot să-l iubească cu adevărat.
O mamă îmi povestea că atunci când copiii îi spuneau că o iubesc, ea nu înțelegea de ce. Fugarul trăiește astfel în ambivalență. Atunci când este ales, nu crede acest lucru și se respinge pe el însuși, sfârșind uneori prin a sabota o situație. Când nu este selecționat în ceva, se simte respins de ceilalți. Cineva, provenit dintr-o familie cu numeroși copii, îmi povestea că tatăl lui nu l-alegea niciodată pentru nimic, astfel ajungea imediat la concluzia că ceilalți erau mai buni decât el, deci nu era surprinzător faptul că ei erau aleși înaintea lui. Intra astfel într-un cerc vicios. Un lucru des întâlnit la un fugar este faptul că spune sau crede că ceea ce face el este lipsit de valoare. Când îi se acordă prea multă atenție, își pierde mijloacele, îi este teamă să ocupe prea mult spațiu. Dacă folosește prea mult spațiu, crede că deranjează. Iar a deranja înseamnă pentru el că va fi respins de o persoană sau de persoanele pe care le incomodează sau pe care crede că le deranjează. Chiar și în pântecele mamei, înainte de a se naște, fugarul ocupă puțin spațiu. El va continua să fie o persoană ștearsă atâta timp cât rana sa nu va fi vindecată. Atunci când vorbește, iar cineva îl întrerupe, reacția lui imediată este de a crede că el nu este important și, de obicei, nu mai spune nimic. Cineva care nu are o rană de respingere va spune mai degrabă că ceea ce spune este nesemnificativ, nu el însuși. Fugarul își exprimă cu greu opiniile atunci când nu este întrebat, deoarece crede că ceilalți se vor simți confruntați și îl vor respinge. Dacă vrea să ceară ceva cuiva, iar acea persoană este ocupată, va renunța și nu va mai spune nimic. Știe ce vrea, dar nu îndrăznește să ceară, considerând că nu este suficient de important pentru a-l deranja pe celălalt. Mai multe femei mi-au mărturisit că, începând din adolescență, nu s-au mai confesat mamei lor, din teamă că nu vor fi înțelese. Ele credeau că a fi înțeles înseamnă a fi iubit. A iubi înseamnă a-l accepta pe celălalt, chiar dacă nu îl înțelegeam. Din cauza acestei convingeri, acele femei devin evazive atunci când vorbesc. Încearcă astfel să evite subiectul și le este teamă să vorbească despre altceva. În consecință, acesta e comportamentul pe care îl au cu celelalte femei. Să nu uităm că dacă un bărbat este fugar, va trăi același lucru cu tatăl lui și cu ceilalți bărbați. O altă caracteristică a fugarului este aceea de a căuta perfecțiunea în tot ceea ce face, deoarece crede că dacă face o greșeală va fi judecat. Pentru el, a fi judecat este echivalent cu a fi respins. Iar cum nu crede că perfecțiunea sa compensează acest lucru, încercând să atingă perfecțiunea în ceea ce face. Din nefericire, confundă a fi cu a face. Iar căutarea perfecțiunii poate deveni o obsesie. Își dorește atât de mult să facă totul perfect, încât orice sarcină de îndeplinit îi ocupă mai mult timp decât este necesar. Astfel, își va atrage alte situații de respingere din partea celorlalți. Cea mai mare teamă a fugarului este panica. Imediat ce crede că e pe cale să intre în panică, într-o situație anume, prima lui reacție va fi cea de a se salva, de a se ascunde sau de a fugi. Preferă să dispară deoarece știe că, fiind în panică, poate rămâne nemișcat pe loc. Crede că, fugind, va putea evita o nefericire. Este atât de convins că nu va putea controla acea situație, încât deja se gândește la o posibilă panică viitoare, chiar dacă în realitate nu este cazul. Dorința de a dispărea este un lucru înnăscut în cazul fugarului.
iar în timpul regresiilor, în stare fetală, am auzit adeseori astfel de persoane spunând că încercau să se ascundă chiar și în pântecele mamei. Deci, se poate vedea că această dorință se naște foarte devreme. Cum în viață se întâmplă să atragem genul de situații sau de persoane de care ne este frică, fugarul atrage adesea situații sau persoane care îi produc panică. Frica lui va face situația și mai dramatică. Întotdeauna găsește motive întemeiate pentru a-și justifica plecările, fuga. Fugarul intră în panică și rămâne nemișcat pe loc, mai ales în fața părintelui sau a altor persoane de același sex, mai ales cele care îi reamintesc de acel părinte. În fața părintelui sau persoanelor de sex opus, nu simte aceeași teamă. Poate să le facă față mult mai ușor. Am observat de asemenea că fugarul folosește frecvent cuvântul panică în exprimare. Va spune, de exemplu, simt o mare panică la ideea de a renunța la fumat. O persoană care nu are rana de respingere ar fi spus pur și simplu că este foarte greu să se lase de fumat. Ego-ul nostru face tot posibilul pentru ca noi să nu ne vedem rănile. De ce? Pentru că, la nivel inconștient, i-am atribuit această misiune. Ne este atât de teamă să retrăim durerea asociată fiecărei răni, încât ezităm prin toate mijloacele pe care le avem să recunoaștem că, dacă trăim o situație de respingere, acest lucru se întâmplă pentru că ne respingem noi înșine. Cei care ne resping apar în viața noastră pentru a ne arăta cât de mult ne respingem pe noi înșine. Teama de a intra în panică duce de asemenea, în cazul fugarului, la pierderea memoriei în mai multe situații. Poate să creadă că are o dificultate legată de memorie, când de fapt este vorba despre o problemă legată de frică. Am observat frecvent în timpul stagiului cum să devii animator conferențiar că atunci când un participant de tipul fugarului trebuie să iasă în față pentru a face o expunere sau o mini-conferință în fața celorlalți, chiar dacă este bine pregătit și își cunoaște bine subiectul, în ultimul minut frica lui devine atât de mare încât are un lapsus de memorie. Câteodată, poate chiar să-și părăsească corpul în fața tuturor, rămânând blocat pe loc, ca cineva plecat pe lună. Din fericire, problema aceasta se poate corecta de la sine, pe măsură ce fugarul își va vindeca rana de respingere. După cum reiese din ceea ce am menționat în acest capitol, este clar că rana de respingere ne afectează maniera de a comunica. Temerile fugarului, care îl împiedică să comunice clar și să-și exprime cererile, sunt următoarele. Teama de a nu fi interesant, de a fi considerat nul sau fără valoare, de a fi neînțeles și teama că celălalt îl ascultă din obligație sau din politețe. Dacă vă recunoașteți în aceste temeri, aceasta este un mijloc eficient pentru a descoperi că acele situații nu sunteți voi înșivă și că rănile sunt cele care preiau controlul acțiunilor voastre. Este interesant de observat că rănile ne pot afecta de asemenea felul în care ne alimentăm. Ființa umană își alimentează corpul fizic la fel cum îl hrănește pe cel emoțional sau pe cel mental. La nivelul alimentației, fugarul preferă porțiile mici și, deseori, pofta de mâncare dispare atunci când trăiește o teamă sau emoții puternice. Dintre cele 5 tipuri menționate, fugarul este cel mai predispus la anorexie. Anorexicul se privează aproape în întregime de hrană, deoarece se crede prea gras, în timp ce în realitate este slab. Folosește această metodă pentru a încerca să dispară. Când îi se întâmplă să mănânce cu poftă și mult, încearcă să evadeze prin mâncare. Totuși, este o modalitate de a fugi mai rar întâlnită la un fugar.
Alege mai frecvent alcoolul sau drogurile pentru fugă. Când îi este foarte frică, încearcă să consume multe dulciuri, iar cum teama ne golește de energie, credem că mâncând dulciuri vom dobândi mai multă energie. Din nefericire, acest aport de dulciuri nu ne furnizează decât o energie temporară, care trebuie reînnoită periodic. În continuare, am notat câteva dintre bolile și indispozițiile care se pot manifesta la un fugar. Suferă adesea de diaree, deoarece respinge hrana înainte ca trupul să fie avut timpul să asimileze cum trebuie alimentele nutritive, așa cum se respinge pe sine sau respinge foarte repede o situație care ar putea fi bună pentru el. Alții suferă de aritmie, o neregularitate a ritmului cardiac. Când inima lor începe să bată cu o viteză nebună, au senzația că inima vrea să iasă din piept, să plece. Este un alt mod de a fugi dintr-o situație dificilă pentru ei. Am subliniat faptul că rana de respingere provoacă atât de mult rău, încât este normal pentru un fugar să-și urască părintele de același sex. Cel pe care îl acuză în copilărie pentru suferința lui. În același timp, este foarte greu să se ierte pentru resentimentele pe care le are față de acel părinte. De unde preferința lui de a nu vedea sau de a nu ști că i-a purtat pică sau că încă mai are ranchiună împotriva acestuia. Dacă nu își acordă dreptul de a-și urâ părintele de același sex, va putea face cancer, boală asociată cu ranchiuna sau ura produse în urma unei dureri trăite în singurătate. Când cineva reușește să-și mărturisească că are resentimente față de unul dintre părinți, nu va mai avea cancer. Poate să facă o formă de boală violentă dacă va întreține ideile de agresivitate împotriva acelui părinte, dar boala nu va fi cancer. Cancerul se manifestă mai ales la persoanele care au suferit mult și care se acuză pe ele însele. Nu vor să recunoască faptul că și-au urât unul dintre părinți, deoarece admițând acea ranchiună, ar fi echivalent pentru ei să mărturisească că sunt o persoană rea, lipsită de inimă. La fel, ar însemna să admită faptul că îl resping pe acel părinte și nu invers, că părintele îl respinge pe el. Fugarul nu și-a atribuit dreptul de a fi copil. S-a străduit să se maturizeze repede, deoarece credea că astfel va fi mai puțin respins. De aceea, corpul său, sau o parte a acestuia, seamănă cu corpul unui copil. Cancerul indică faptul că nu i-a dat dreptul copilului din el să sufere. Nu acceptă faptul că este absolut uman să-i porți pică părintelui pe care l-ai crezut a fi responsabil de suferința ta. Printre celelalte boli și indispoziții care îl pot afecta pe un fugar, se găsesc de asemenea problemele respiratorii, mai ales atunci când intră în panică. Poate avea și alergii, un ecou al respingerii pe care o simte față de anumite alimente sau substanțe. De asemenea, poate alege vărsăturile, respingerea alimentelor pe care le-a absorbit pentru a-și arăta respingerea față de o situație sau persoană. Am auzit tineri care spuneau: aș vrea să-mi vomez mama sau tata. Fugarul își poate exprima intenția de a vuma, de a da afară o persoană sau o situație spunând: mă scârbești sau lucrul ăsta mă scârbește. Este felul lor de a exprima intenția de a respinge pe cineva sau pe ceva. Pentru un fugar, a leșina sau a avea amețeli reprezintă alte mijloace de a fugi de o situație sau de o persoană în cazuri foarte grave. Fugarul folosește coma pentru a fugi. Persoana de tipul fugarului suferă de agorafobie. Folosește acest tip de comportament pentru a fugi de anumite persoane sau situații care ar putea să-i stârnească panica. A se vedea definiția acestui tip de comportament la pagina 48. Atunci când fugarul consumă prea mult zahăr,
poate să fie afectată de boli ale pancreasului, precum hipoglicemie sau diabet. Dacă acumulează multă ură pentru un părinte, în urma durerii provocate de respingerea pe care a trăit-o și pe care o mai trăiește încă și crede că a ajuns la limita emoțională și mentală, poate deveni depresiv sau maniaco-depresiv. Dacă se gândește la sinucidere, nu va vorbi nimănui despre asta. Se va hotărî să o facă și va face tot posibilul să nu rateze. Cei care vorbesc des despre sinucidere și care ratează atunci când trec la act sunt mai degrabă cei care suferă de abandon. O să vorbesc despre acest lucru în capitolul următor. Fugarul, având dificultăți atunci când este tânăr de a se recunoaște ca fiind o ființă întreagă, este tentat să încerce să devină ca altcineva. Se pierde în personalitatea cuiva pe care o admiră, de exemplu cazul unei fetițe care vrea să devină Marilyn Monroe. Poate să continue mai apoi, trecând de la un model la altul. Pericolul, în cazul unor astfel de comportamente excesive, este că se pot transforma mai târziu în psihoze. Indispozițiile și bolile menționate mai sus se pot manifesta de asemenea în cazul persoanelor care suferă de un alt fel de rană. Dar se pare că sunt mult mai frecvente în cazul celor care suferă de rana de respingere. Dacă ați recunoscut rana de respingere în voi, este foarte posibil ca părintele de același sex să se fi simțit și el la rândul lui respins de părintele lui de același sex. În plus, există șanse mari să se simtă respins și de către tine. Chiar dacă acest lucru se întâmplă inconștient la fiecare dintre voi, această observație s-a dovedit a fi corectă după verificarea ei în cazul a mii de persoane de tipul fugarului. Amintiți-vă că principala cauză a prezenței unei răni provenite din incapacitatea de a ne ierta, ceea ce ne facem nouă înșine sau ceea ce am făcut altora. Este greu să ne iertăm pe noi înșine, deoarece, de obicei, nu realizăm faptul că suntem ranchiunoși față de noi înșine. Cu cât este mai importantă rana de respingere, cu atât ne vom respinge mai mult și vom respinge mai mult alte persoane, situații sau proiecte. Le reproșăm celorlalți tot ceea ce facem noi înșine și nu vrem să recunoaștem. Din acest motiv, atragem în jurul nostru persoane care ne arată ceea ce le facem celorlalți sau ce ne facem nouă înșine. O altă modalitate de a conștientiza faptul că ne respingem sau respingem o altă persoană este rușinea. De fapt, trăim un sentiment de rușine atunci când vrem să ne ascundem sau să mascăm un comportament. Este normal să ni se pară rușinos, să avem anumite comportamente pe care le reproșăm celorlalți. Și mai ales, nu vrem ca ei să descopere că avem aceleași comportamente ca și ei. Nu uitați că ceea ce am spus mai sus se întâmplă doar atunci când o persoană care suferă de respingere decide să își poarte masca de fugar, crezând că astfel va putea evita suferința. În funcție de gravitatea rănii, câteodată masca este purtată câteva minute pe săptămână. Alteori, aproape în permanență. Comportamentele proprii fugarului sunt dictate de teama de a retrăi rana de respingere. Se poate ca voi să vă recunoașteți în anumite comportamente pe care le-am descris și nu în tot ceea ce am scris. Este aproape imposibil ca cineva să se recunoască în toate comportamentele menționate. Fiecare rană are propriile sale comportamente și atitudini interioare. Iar aceste modalități de a gândi, de a simți, de a vorbi și de a acționa sunt legate de fiecare rană în parte, indicând deci o reacție la ceva ce se întâmplă în viața reală.
O persoană aflată în reacțional nu este centrată, nu este ea însăși și nu poate să fie liniștită sau fericită. De aceea este foarte util să repetăm momentele în care suntem noi înșine sau suntem în reacțional. Astfel vom putea să devenim stăpâni pe propria noastră viață și să nu ne lăsăm conduși de temeri. Capitolul de față își propune să vă ajute să deveniți conștienți de rana de respingere. Dacă vă recunoașteți în descrierea măștii de fugar, în ultimul capitol veți găsi informațiile de care aveți nevoie pentru a vindeca această rană și a redeveni voi înșivă, fără să credeți că viața este plină de respingeri la tot pasul. Dacă nu vă veți recunoaște în cele spuse în acest capitol, vă sugerez să verificați cu cei apropiați și care vă cunosc bine dacă ei sunt de acord cu voi, înainte de a lăsa la o parte această posibilitate. Am menționat deja faptul că putem avea doar o rană mică de respingere. În acest caz, vom avea doar anumite caracteristici dintre cele enumerate. De asemenea, este important să vă încredeți mai întâi în înfățișarea fizică, deoarece corpul nu ne minte niciodată. În schimb, noi ne putem înșela cu ușurință. Dacă recunoașteți această rană la câteva dintre persoanele apropiate, nu trebuie să încercați să le schimbați. Puteți folosi mai degrabă ceea ce învățați acum, pentru a vă dezvolta compasiunea pentru ceilalți, pentru a înțelege mai bine comportamentele lor reactive. E de preferat să citească ei înșiși cartea, dacă își manifestă interesul în acest sens, mai degrabă decât să le explicați conținutul cu propriile voastre cuvinte. Caracteristicile rănii de respingere. Activitatea rănii. Din momentul conceperii până la vârsta de un an, nu simți că ai dreptul de a exista. Se activează în relația cu părintele de același sex cu tine. Masca, fugar. Părinte de același sex. Corpul contractat, subțire sau fragmentat. Ochii mici, temători sau impresia de mască în jurul ochilor. Vocabular folosit? Nul, nimic, inexistent, a dispărea. Caracter? Detașat de mental, perfecționist. Intelectual? Trece de la etape de mare iubire la faze de ură profundă. Nu crede în dreptul lui de a exista. Dificultăți sexuale? Se crede nul, fără valoare. Caută singurătatea, este șters. Are capacitatea de a se face invizibil. Găsește diverse mijloace de a fugi. Pleacă în astral cu ușurință. Se crede neînțeles. Are dificultăți de a-l lăsa să trăiască pe copilul său interior. Cea mai mare teamă? Panica. Alimentație? Lipsa poftei de mâncare din cauza emoțiilor sau a fricii? Porții de mâncare mici. Pentru a fugi, zahăr, alcool sau droguri, predispus la anorexie. Boli și indispoziții posibile. Boli de piele, diaree, aritmie, cancer, probleme respiratorii, alergii, vărsături, leșin, comă, hipoglicemie, diabet, depresie suicidală, psihoză.